dimensiunea asta a imaginației, a intuiției, a creativității există, pentru că ea există concret în aceste cărți, pentru că oamenii o pot exprima, pentru că acești autori pe care eu îi iubesc din tot sufletul meu și mai sunt, înseamnă că mi-arată că există Dumnezeu și spiritualitate și o mulțime de lucruri care ne bucură și de care am uitat. Și asta trebuie să o citiți ca să vedeți. Că dacă acest copilaș spune niște lucruri, înseamnă că ființa umană este dotată cu asemenea capacitate de înțelegere, de iubire, de deschidere, de imensitate, de frumusețea vieții. Și asta e Dumnezeu. N-am văzut-o. În schimb aici, o să vă lecturez. Vă recomand și autorul ăsta, tot ce a scris, eu iubesc de nu mai pot, Ian McEwan. Dar am ales această carte, Legea copiilor. Aici, cu tema copilului, trebuie, vă ajută enorm. De câte ori sunteți în impas, amintiți-vă că în sufletul vostru, în esența voastră, copilul naște. Și acolo e lumină, e încredere, este bucurie și joc. Omul poate. Oricând. Ca să fac eu la vârsta mea. Mă joc. Pentru că mi-am redescoperit copilul, pe scurt. Însă aici, asta e o carte care m-a cutremurat. Și nu o să fiu o stare să lecturez, că mi-am și pus un semn aici, unde se vorbește despre societatea asta nebună și strâmbă și așa, dar care probabil, din punct de vedere uman, n-ar fi putut să fie altfel, pentru că omul ar trebui să se rătăcească puțin de spirit, de el însuși, ca să descopere suferința, nu știu de ce. Asta nu este treaba mea să răspund. Mie mi-am răspuns. Pentru viața mea știu de ce m-am rătăcit. Că dacă nu mă rătăceam, nu eram cea care sunt și mă bucur de numai tot. De ce mi-am răspuns? Dar aici, în cartea asta, o să vedeți. Doamne, unde Dumnezeu? Asta trebuie să fie semnul. Că asta mi-a fost milă să o... Da. O să vă citesc totuși, că este cutremurător ce se întâmplă în prezent cu societatea și cu felul în care oamenii relaționează. Că începând de la relația soț-soție, prieten-prietenă și părinți-copii, dacă acolo nu se face armonie și nu se ajunge la pace, mă îndoiesc că se va ajunge la pace pe planeta asta, că totul încearcă de la individ, de la om, de la voința lui de a face pace mai întâi cu celălalt, de lângă el. Fiona avea impresia, deși faptele n-au confirmat-o, că spre sfârșitul verii lui 2012, cine știe, știe, că în 2012 a fost un salt spiritual. Nu vreau să explic acum, că aș intra prea mult într-un fel de știință care este dintr-o altă paradigmă și nu vreau să intru în niște amănunte, dar am simțit pe pielea mea în 2012, m-am cărat din țară, că nu mai puteam să suport mizeria care și se la suprafață. Se băteau vecinii între ei că să voteze cu Ponta sau cu Băsescu, deci n-am mai rezistat și am plecat. Deci a fost un an îngrozitor de conflicte foarte serioase pe planetă. Dar ăla a fost anul care a zguduit și de acum se așează lucrurile. Dar nu se vor așeza până nu mai și tot rahatul, mă scuzați, la suprafață. Și eu cred că în plan macro așa este o bătălie. Se întâlnesc niște fali, paradigma aia care trebuie să dispară cu banul, cu lăcomia, cu puterea, cu
habotnicia cu religia care impune prin frică de Dumnezeu să ascult și porunci așa, și partea asta altă a paradigmei de libertate, de iubire, de umanitate, de salvarea planetei și așa mai departe. Dar încă este o luptă destul de serioasă. E lupta asta se dă în plan, să spunem, individual și o simțim în relațiile cu cei de lângă noi, da? Și atunci, dacă nu o simți așa și înseamnă că ai depășit, să spunem, ai rezolvat relația cu soțul, cu mama, cu tata și așa, înseamnă că trebuie să mai rezolvi la servici, cu șeful, cu... Dar trebuie să rezolvi. Și ține de fiecare. Nu te aștepta să rezolve soțul sau șeful. Nu, treaba ta este până la jumătate. Pentru că totdeauna există o relație cu celălalt, treaba ta până la jumătate de făcut și a lui până la jumătate. Tu nu ești responsabilă decât de ceea ce spui, nu de ceea ce aud de el. Relația cu eșarfa, cu Salome? Da, dar acum este mult mai simplu, citit și pe Facebook la mine. Am scris cele patru principii de viață, dacă vrei cu adevărat să ții cont și să fii conștient și să fii, mă rog, conectat. Dar 2012, să revenim. Fiona avea impresia că, deși faptele n-au confirmat-o, că spre sfârșitul verii lui 2012, despărțirile și necazurile conjugale sau între parteneri luaseră în Marea Britanie proporțiile unei mare anormale, măturând în cale familii întregi, năruind proprietăți și visuri pline de speranță, înnecându-i pe cei care nu dădeau dovadă de un instinct de supraviețuire suficient de puternic. Legăminte de dragoste erau abjurate sau rescrise, tovarăși de viață odată pașnici se transformau în combatanți dibaci, care se ghemuiesc gata de atac în spatele avocaților, fără să le pese de costuri. Bunuri familiale pe care până atunci nimeni nu dădea doibani, deveneau obiectul unor lupte aprige. Încrederea firească de odinioară era înlocuită de aranjamente scrupulos redactate. În mințile protagoniștilor, istoria mariajului lor era revizuită pentru a lăsa impresia că fusese de la bun început sortit eșecului. Dragostea era făcută acum să treacă drept amăgire. Cât despre copii, pion pe o tablă de șah, mi s-a întâmplat, deci m-am spus că în copilărie părinții s-au despărțit și noi două am fost pur și simplu aruncate una la mama, una la tata. Pion pe o tablă de șah, monede de schimb pentru mame, victime ale neglijenței financiare ori afective din partea taților, pretexte pentru acuzații de abuz reale, imaginare sau fabricate cu cinism, în special de mame, câteodată și de tați. Copii confuzi, făcând săptămânal naveta între domiciliile părinților, conform înțelegerilor privind custodia minorilor, hăinuțe sau penare rătăcite ce devin capete de acuzare transmise extrem de vocal de la un avocat la altul, copii condamnați să-și vadă tații o dată sau de două ori pe lună, sau niciodată, atunci când bărbații mai hotărâți dispăreau în atelierul unui nou mariaj pasional pentru a forja noi vlăstare. Vi se pare, nu, că vorbim despre o societate. Iar banii. Noua monedă erau lucrurile spuse pe jumătate și argumentele tendențioase. Soț lacom contra soții lacome, acționând asemenea unor națiuni la sfârșitul unui război, înhățând din ruine ce pradă se mai nimerea înaintea retragerii finale. Bărbați care își ascundeau fondurile în conturi din străinătate, femei care vreau să ducă o viață lipsită de griji financiare pentru totdeauna. Mame care își împiedicau copiii să-și vadă tații în ciuda hotărârii tribunalului. Tați care neglijau să contribuie la întreținerea copiilor și așa mai departe. Nu mai citesc, este limpede că din cauza acestor credințe, ale acestor sisteme de gândire care funcționează în baza legilor, totuși, unei societăți, victimele întotdeauna sunt copiii. De aia este
după părerea mea, imperios să facem curățenie. Să facem curățenie în sus, în mințile noastre, ca să ne purificăm și să devenim mai buni. Și asta este o datorie pentru fiecare în parte. Nu vă așteptați să vină de sus, să jos ceva gură în gură. Asta este din experiență, vă spun, și chiar mi-am dat seama că nu se poate. Omul, dacă dorește să fie bine, să fie pace în lume, mai întâi face pace mie în însuși și înțelege că a venit pe pământ cu un singur scop, să devină mai bun. Asta trebuie citită de ce? Odată că o să găsiți o analiză foarte serioasă și foarte bine scrie omul ăsta de șurulador a societății prezente, bineînțeles, este povestea unei judecătoare care se confruntă cu procesele astea mereu de custodie, de divorț și așa. Însă, povestea și firul povestirii este unul mai interesant. Ai citit-o? Trebuie să judece cazul unui băiat care face parte dintr-o sectă religioasă, este bolnav și, bineînțeles, nu îi se permite să facă anumite intervenție și ea se apropie de acel băiat și ce relație o să se creeze între ei și ce se întâmplă până la urmă cu băiatul ăla, merită să citiți. Este un roman care te ține, bineînțeles, cu atenția foarte trează, dar totodată este o descriere foarte, foarte cutremurătoare a societății prezente. Mai avem aici pe Irving de Yalom. Vorbesc tot timpul despre moarte, dar cu o bucurie de nedescris. Dar dacă când înțelegi ce e moarte, te bucuri că trăiești. Asta cred eu. Și nu cred din cărți, ci chiar din experiență. Irving de Yalom, la fel, trebuie citit tot. Adică tot ce a scris, eu iarăși am o relație atât de personală și de pasională cu el. Pentru că în toată experiența mea de psiholog, niciodată nu m-am simțit foarte atrasă de lumea asta, de clasa asta profesională. Nu. Nu m-am simțit de acolo. Mi-a fost destul de jenă, așa să spun, la început, pentru că am făcut parte din Colegiul Psihologilor, chiar din asociație, de la început. Ne-am făcut o asociație mai micuță, noi câțiva, sunt membru fondator al unei asociații de psihoterapii scurte. Dar eu mă conectam la fel cu omul și în niciun caz cu profesia. Am câțiva colegi pe care îi iubesc pentru că sunt la fel de veseli ca mine, la fel de deschiși ca mine. Deci îmi place de ei că sunt oameni. Și sunt convinsă că sunt foarte bun ca psiholog, mai bun ca mine. Mult mai bun. Dar a fost o perioadă când, din cauza faptului că nu eram foarte comodă cu partea foarte, cum se numește asta, formală a legilor și a lucrurilor, a legilor din psihologie, eu am stat puțin așa de o parte, cumva, n-am vrut să se știe cum fac eu în cabinet. Și într-adevăr am știut că în cabinetul meu pot să fac cum simt. Cum simt! Aveam foarte bine puse la punct toate teoriile și cartea și știința. Dar era limpede că în relația cu omul eu nu pot fi ca în cartea alea sau în cărțile alea și în toate metodele alea pe care dădusem o grămadă de bani să le învăț prin formări. Și atunci în relația cu omul mă vedeam în postura în care eu trebuia să comunic cu el într-un limbaj firesc, uman, pentru că omul ăla nu avea cunoștință de psihologie. Trebuia să găsesc eu puntea. Mie mi-a fost foarte ușor. Că eu sunt așa de la Dumnezeu, încă o dată vă spun. Și deși în camerele noastre și în toate porcările alea de acolo, tot felul de legi, de chestii, de metode, să ții cont de nu știu ce. Mai ales cu Freud ăla, dacă n-ai vedat niște prostii cât e de mare. Și tare bine pot să vorbesc eu acum, că m-am eliberat, uite, zilele astea chiar închid tot, mă duc pe la tot, am fost la colegiu, gata, am graviez, nu mai sunt psiholog, vai ce, nu pare, zici că m-am eliberat de o povară din spinat. Ei, și în toată perioada asta de vreo 15 ani cât am lucrat ca psiholog, și bineînțeles că în cabinet am avut succes și am avut rezultate, pentru că eram eu gigi acolo. Dar trebuie să te duci, să dai credite, să dai aia, să faci nu știu ce, să... Și dacă nu era ăsta, dacă nu era Irving de Yalom, n-aș fi fost niciodată ceea ce sunt. De ce? Pentru că
spre deosebire de ce se întâmpla așa în lumea psihologiei, cu metode, cu așa, cu prestanță, cu măști, cu vai, cu specializări, cu așa, Irving de Alon e ca mine. L-am simțit ca mine. Dar mult mai talentat, mult mai așezat. Bărbat, domnule, mai structurați așa bărbații. Noi, femeile, cu inima, cu intuiția, cu alea. Și am citit tot ce a apărut scris de omul ăsta. Și parcă era așa ca o ancoră de care mă țineam ca să simt că sunt în regulă și în lumea psihologiei. Pentru că el mă confirma. În tot ce scria, confirma că modul în care mă comport eu cu pacientul sau așa, e de bine. E bine. Că eu nu făceam altceva decât să fiu un om la fel ca pacientul meu. Atâta doar că aveam, să spunem, altă profesie. Altă. Cum tu ai altă profesie și dacă vrei să facem un schimb, tu îmi spui din profesia ta și eu din a mea. Niște chestii, niște cunoștințe, niște informații. Și de asta vă spun că el trebuie citit. Eu am ales asta de acasă, efemeride. Ei au aici mai multe titluri, mai multe volume scrise de el și merită citite. Poate mai puțin acele tomuri, de pildă are tratat de psihoterapie de grup, foarte interesant, sau tratat singurul care a avut curaj să scrie psihoterapie existențială. Păi eu dacă am făcut psihoterapie, așa s-a numit, existențială. Dar în cartea asta sunt câteva povestiri care toate se referă la existența în sine, la naștere și mai ales la moarte. Și la modul în care trebuie să ne îngăduim și să ne împrietenim cu moartea. Eu cred, și iată că pot să spun asta, că dacă m-am îngăduit cu această plecare, trecere, m-am îngăduit, m-am împrietenit, atunci când m-am trezit și m-am simțit așa odată, fără nicio frică, că nu mi-a mai păsat ce crede lumea despre mine, cred că a fost așa o întâlnire cu finalul, cu moartea. Și de atunci mi-e mult mai ușor. Pentru că nu mi-e frică să mor. Deloc. Și aici el are niște povestiri legate de povești foarte frumos scrie, excepțional, despre persoane care sunt aproape de moarte și cum își trăiește fiecare acel final. Și câtă înțelepciune poți să primești în ultimele zile, în ultimele momente sau când crezi că nu mai ai nicio șansă și că tot ce era mai rău ți s-a întâmplat ieri, o altă poveste aici. De pildă, o mamă care și-a pierdut copilul, adică i-a murit așa. Deci ce dramă poate să fie asta? Adică noi doar vorbim și ne imaginăm, ne închipuim, dar probabil că nimeni nu știe ce trăiește o femeie. O mamă. Și cum este ajutată cu o singură frază, după ce el, psihoterapeutul, încearcă 1000 de ședințe să ajungă la sufletul ei, să ajute să treacă peste durerea aia îngrozitoare, o singură frază spusă de la Dumnezeu vine prin vocea unei asistente la spital care o ajută pe femeie să treacă peste durere. Și fraza sună așa. Deci aia nu-și propusese să fie terapeutul ei, era o asistentă care probabil o ajuta să se spele, să o schimbe. Și asta este, femeia trece prin foarte multe stări și deznădejde clară. Că spune, parcă aș fi fost până în iad și înapoi. Cea mai îngrozitoare, înfricoșătoare și chinuitoare perioadă din viața mea și, după cum știi, am avut parte de câteva zile întregi la spital, nu m-am putut opri din tremurat, nu m-am putut opri din plâns. Am fost sigură că voi muri. Nu puteam vorbi cu tine, nu puteam vorbi cu nimeni, cu tine, cu psihoterapeutul. Și apoi, dintr-o dată, am ieșit la liman. Și întreabă el, dar cum ai făcut-o? A existat un punct de cotitură, întreabă.
Întocmai. O discuție cu asistentele Mihalo, asistentă șefă dură și directă cu inimă bună. Țineți minte cuvintele astea. Așa de puțin oameni își permit să fie duri și direcți, dar cu inima bună. Atât de mult ne temem să nu fim înțeleși greșit. Atât de mult vrem să ne explicăm de ce suntem așa și pe dincolo, lucruri pe care încă-l fac și eu, evident. Dar sunt atentă la asta. Nu prea am curaj să fiu așa, dură, directă și cu inima bună. Eu știu că am inima bună, dar nu sunt sigură că ceilalți fac. Că ceilalți nu cred lucrul ăsta. Și încă mai am grijă. Mă deranjează lucrul ăsta. De asta și vreau să plec în toamnă într-o lume mai bună, ca să nu mai trebuiască să fac atât de frumos mereu. Glumesc aici cu voi, sunt ok. Așa. O femeie cu inimă bună. Deci, o discuție cu asistentă medicală, o asistentă șefă dură și directă cu inimă bună. Am purtat-o discuția. Am purtat-o chiar înainte să vină copiii în vizită. Deci am mai avea copii și care veneau la spital. Mă aflam într-o stare foarte gravă, de zile întregi. Eram absolut îngrozită că o să mor. Nu mă puteam opri din tremurat și din plâns. Și atunci, chiar înainte ca familia mea să intre, ea s-a plecat și mi-a șoptit la ureche. De dragul copiilor, dă dovadă de puțină clasă. Asta a schimbat totul. De dragul copiilor, dă dovadă de puțină clasă. Puțină demnitate. Deci, Doamne, ce simplu e. Și unde ne rătăcim? Deci trebuie să citiți tot ce scrie omul ăsta. Romanele. Sunt foarte multe. Nu le țin minte. Că scrie romane. A, uite aici avem niște trimiteri. Și din fericire, uite și recenzii scurte. Privind soarele în față, stai așa puțin. Asta, seria de autori, Soluția Schopenhauer. Senzațional. Toate le-am citit. Deci nu l-aș din mână. O explorare a psihologiei, filozofiei și umanității. Romanul spune povestea lui Julius Hertzfeld, un apreciat psihoterapeut care descoperă la vârsta de 60 de ani că este pe moarte. Conform pronosticului medicului său, mai are un an de trăit, an în care Julius învață de fapt să moară. Asta Soluția Schopenhauer. Te bagă în filozofia lui Schopenhauer, dar ți-l arată pe Schopenhauer un om bizar, un om, dar pe care îl iubești. Tocmai pentru că nu intră în turmă, el își vede de studiile lui și este privit ca și cum ar fi dus cu Pluta, dar de fapt a lăsat o operă senzațională, dar care are ca firicel și filozofie un mod de a fi. Da? Și de aia se numește Soluția Schopenhauer. Soluția Schopenhauer o găsește psihoterapeutul ăsta înainte să moară. Merită citită. Problema Spinoza. Iarăși, el e foarte preocupat totuși de niște filozofi care, într-adevăr, au schimbat cumva gândirea și paradigma și modul de gândire al lumii. Spinoza, iarăși, era un ăla, cum se numesc ăștia care... Șlefuitor. Așa, făcea lentile de ochelari. Tătea într-un mic atelier și medita. Ori era pe vremea în care, dacă nu te duceai la biserică, era cu inchiziția. Și cu toate astea își permitea să aibă niște reflexii personale foarte adânci. Și nu vedea nimeni, doi bani pe el, pentru că el stătea într-un atelier și medita. Da? Și asta e așa, problema Spinoza e scrisă de el, și dar frumos te duce așa ca un roman. Deci nu te pune să citești pe Spinoza sau pe Schopenhauer de scoarță. Scoarță că nu ai timp și te plictisești. Și numai bine el îți, deci el ideea lor, îți prezintă și o gândire filozofică, a lui Schopenhauer, mai este și aia cu Nietzsche, plânsul lui Nietzsche, dar uite cum îi ia pe rând și aici nu-l avem. Și problema Spinoza este un roman despre mințile a doi oameni care au intrat în istorie la o distanță de 3 secole. Iată cum se duce puțin în timp, foarte interesant. Filozoful olandez Baruch Spinoza și Alfred Rosenberg, unul dintre ideologii nazismului. Foarte interesantă chestia asta și un apropiat al lui Hitler.
Imaginându-o intersecție neașteptată a destinelor celor doi, Ialon construiește o poveste despre ură și toleranță, curaj și lașitate, pedeapsă și speranță. Trebuie să mă opresc din... așa? Nu. Asta e, aș privi soarele în față, este senzațională, o carte profund... Eu au cam văzut-o, asta, a privi soarele în față, o carte profund personală, chiar de personal, de-aia mi-a făcut zi, doamne, în sfârșit scrie și el o chestie personală, că numai eu scriam pe personal. O carte profund personală izvorâtă din confruntarea autorului cu ideea morții. Iată, mereu și mereu această idee, pentru că noi știm că din punct de vedere filozofic, totuși, când ne referim la existență și la condiția umană, asta a cam fost problema noastră, angoasa, morții ne-a preocupat întotdeauna. Și existența cam despre asta. Nu știu de ce vorbim atât despre propria muritere și nu vorbim despre faptul că ucidem continuu. Aolo, pentru că nu-i tema noastră. Pentru că dacă ar fi, că dacă ar fi să ne referim la asta, deci în ce mă privește, încă o dată, nu pot să spun decât din perspectiva personală, o experiență personală. Pentru că dacă m-aș referi la ideea asta, la tema asta, m-ar apuca jalea, furia, durerea și așa mai departe. Pentru că știu că nu particip la asta. Exact. Sau dacă am participat cândva, că am mâncat carne, de pildă, sau că m-am uitat când tăiau porcul, când eram copil, m-am uitat în sensul că nu m-am uitat, dar era o practică obișnuită și țin minte copil fiind cum m-am chircit și am fugit în casă. Da? Deci nu, poate am participat fără să fiu conștientă. Eu mă refer la uciderea unor persoane pe care o delegăm unor profesioniști ai crimei militare. Aolu, și când ajunge la război, deci mă apucă nervii de tot mai mult. Facem în seara asta. Cu asta ne ocupăm. În seara asta, tocmai am delegat fiecare dintre cei de față. Am delegat crima militară necunoscută, neștiind împotriva cu dreptate unei persoane cu siguranță, cu certitudine, am delegat această acțiune unor profesioniști ai crimei militare, care sunt soldați recrutați dintre noi, din cei din acest oraș, din știu. Și mai departe. Dar ce pot să fac? E o întrebare excelentă. Pe bune! Deci înțeleg ce spui, dar pentru că mă doare și în cei 2 ani de tăcere am simțit cea mai mare durere, că v-am zis că am scris 400 de pagini care au curs din mine ca o travă adunată în timp, pentru că mi-am dat seama în ce situație suntem și cât de mult suntem manipulați și mințiți și că nu mai putem face nimic decât ce fac personal. Eu. În mod personal să mă reformez, să mă curăț, să mă purific și să încerc să aduc binele în lumea asta, dar atât cât mi se permite mie ca individ. Dă, Doamne, să pot să ajung într-o comunitate. Că eu nu pot forma, că nu sunt lider. Nu m-am priceput la asta de niciun fel, să organizez nimic. Dar dă, Doamne, să ajung într-un loc unde mai mulți oameni gândesc ca mine. Pentru că acolo o să știu clar că pot construi și pot într-adevăr să evoluez făcând lucruri mai bune. Dar tare mă tem că aici în România nu prea... În afară, uite, de întâlnirile astea de suflet, care pentru mine sunt de la Dumnezeu făcute să fie, da? Eu nu știu lucruri care chiar să producă și să facă să construiască la afară. De artă, de Dumnezeu, nici se pune problema că dacă n-ar fi arta, cultura, și în artă văd tot, cântat de la orice gen de muzică, teatru, film, nu toate filmele, bineînțeles, sau literatură și așa. Asta trebuie făcută, că asta este spiritul însă și ne-a rămas aici în cărți. Ăsta e spiritul uman, despre ce vorbim noi aici. Dar în rest, lucrurile astea care se petrec, deci eu când aud că luptăm pentru pace, ce e aia? Este o contradicție în termeni. Cum să lupți pentru pace? Pacea-i pace. Pacea-i pace, nu trebuie să lupți pentru ea. Nu e o luptă. Asta e culmea. Da. Și nu, ne înarmăm și facem. Dumnezeu ne-a văzut.
dar numele lui Iisus și al lui Allah. Exact. Nu, asta nu. E de neînțeles, de neînțeles. Este... Deci de-aia și nu înțeleg cu adevărat să-mi scot, pentru că altfel aș acumula furie și furia pentru mine este destructivă. Adică eu nu pot să creez dacă sunt asta. Și de-aia încerc să mă repliez mereu, să mă recompun, să scriu, să mă bucur și să fiu cu oameni buni. Pentru că asta sunt sigură că ajută la evoluție. Partea asta, atâta cât este. E o bucățică mică din conștiința universală, probabil. Pentru că acolo nu poți să intervin. Aia sunt niște factori care nu țin de puterea mea. Că ne înarmă. Eu când am auzit acum, Doamne, și mereu aud, mereu, mereu, niște știri care sunt trecute acolo cu vederea sau pe undeva pe clon. Dar totuși, când a apărut pe o analiză așa fericit și a zis că l-a dat 2% la armată, bă, nimeni n-a zis nimic, toată lumea a aplaudat. Pe mine m-a durut foarte rău. Dar iată că deja vorbesc în nume personal. Eu nu mi-am educat copilul pentru război și aș vrea ca nicio mamă să nu facă asta. Să-și educe copilul pentru pace. Că vezi, aici intrăm într-o discuție foarte serioasă. Foarte serioasă. Că dacă am fost educați de mici, de secole, de niște sute de ani, că viața e o luptă, că este competiție, că asta e o paradigmă depășită. Că nu suntem în junglă, nu suntem de aia care, hai că ăla cel mai puternic, care e cel mai adrag, că ăla câștigă. Nu e capitalismul și multinațional, păi, cred că eu de ce spun că capitalismul? Și pe urmă, sunt mulți factori aici, multe niveluri de discuție la care nu... Degeaba, nu avem cum să... Nu putem schimba decât prin atitudinea personală. Eu sper ca fiecare mamă să-și crească copilul în pace și pentru pace, să-l pregătească, să fie prieten cu toată lumea, de orice culoare, de orice religie, cu animalul, cu pământul, cu floarea, cu tot. Asta este totuși datoria noastră. Nu pot să aștept ca școala să-mi educe copilul, cel puțin în perioada asta. Dar să punem presiunea la profesorii. Ești profesor? Da. Dar eu nu pot, adică e de bun simț, adică eu nu fac nimic, îl dau la școală. Bate, da, doamnă, da, și mai bagă-i tu în cap. Privat, mai ales când e sistem privat, școală privată, doamnă, dar m-am luat toți banii, haideți. Adică, și încercați să-i spun că dacă mi-e lași 10 ore într-o școală, nu înseamnă că... Da, eu ca profesor am o responsabilitate socială, da, da. Dar nu pot să fac totul. Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Dar mă sfătuiesc să-l convinc să citească. Astea totuși sunt doar, vezi, sunt doar niște păreți pe care eu pot să le am, o poziție față de război, față de niște legi care se votează de către o majoritate îndoctrinată și care mă conduce și pe mine, n-am ce să fac. Asta e democrația, eu consider că e greșită. Această organizare nu dă rezultate. Atâta vreme cât îți votează și ăla care e needucat, dar nu-i de vina lui. Să ținem minte lucrul ăsta. Că dacă nu s-a investit la educație la început, atunci pentru reformă, atunci trebuia. Da. La început. Nu s-a vrut. Pentru că societatea asta capitalistă și bănavă la cap ne vrea proști. Nu ne vrea deștepți. Și uite, acum cade pe spinarea profesorului. Adică individului ca profesor. Că nu ești bun, că eu te plătesc pe tine dacă ai rezultate. Măi, omule, n-ai cum să ai rezultate cât atâția factori sunt potrivici. Ce rezultate? Dacă nimic nu îți este, cum să zic eu, prieten în toată treaba asta. În afară de, știu eu, bucuria sau dorința ta de a dărui. Atât. Dar în rest, nu știu să dau sfaturi. Eu m-am retras din psihologie, m-am retras din luptă, m-am retras din orice. Și vreau să mă bucur de viață. Dacă mă întrebați de unde vin banii, nu știu. Și nici nu vreau să mă gândesc că mă apucă nervii. Dar eu în luptă nu mai intru, să fie clar. Dar modalitatea trebuie să găsiți. Unde am câștigat existența? Mai îndă mama, mai îndă soțul. Mai... vin niște drepturi de autor, dar fix cât două întrețineri. Ce vin continuă odată la 6 luni. Așa, aștept pensia. Deocamdată am făcut bilet așa. De 8 martie de pildă m-am primat soțul. Hai să te duc la soțul, eu pe peste aici.
E tatăl lui Filip. Hai să te duc la restaurant, dragă, de 8 martie. Zici, știi ceva? Du-te și cumpără un cartuș de țigări. În loc de restaurant. Zic, nu ies acum, apară eu pe aglomerație și pe nebunia asta să mă duc la restaurant. Deci zice toată lumea, da, ce frumos mâncăm noi, ne luăm de jos de la care ceva. Și te duci repede și mi-e un cartuș de țigări, că tocmai nu am. Și asta am primit eu de 8 martie, dar și ce fericit a fost. Că nu mai fac eu după cum se așteaptă lumea. Eu fac cum simt și nu pasă. Da? Și uite că am primit și țigări. Deci, în afară de faptul că mănânc și acolo în casă, eu mă gătesc, dar eu câștig mâncarea, câștig traiul. Și uite că pot să fiu liberă să zâmbesc. Da. Deci când nu spui problema, o lume din ce trebuie să moră dacă nu vine de undeva, un pic acolo, de a venit sora mea, a dat 150 de lei. Ce n-ai, bă? Deci nu, nu e glumă. În momentul în care te-ai eliberat de frici și de gândul, au o lume să muncesc, să trag să, pentru supraviețuire, vă spun eu că ceva îți vine de făcut. Eu acum, evident că asta consider că fac, dau mai departe acest mesaj și vreau să cred că sunt scriitor și atât. Și asta sunt. Dar a trebuit și în plan de ăsta formal, că a venit timpul, da? Și mă duc acum, nu știți câte drumuri am, să închei, să radiez din punct de vedere legal toate formele astea în care eu sunt înscrisă cumva în societatea asta, în sistemul ei. Nu mai vreau să fac parte din sistem. Voi plăti, într-adevăr, doar impozitul la casă. De 1000 de ori aceeași casă, impozitul în fiecare an mai mare. Știi ce tare mă îndrăgează? De fapt, ce plătesc eu? Și mai mult decât ar se vede. Unde se duc banii mei? Păi asta nu se vede. Da? E, asta nu-mi convine și nu vreau să vorbim despre asta, să nu ne stricăm în seara. Da. Aici am mai găsit filozoful care pe care l-am citit în primul an de facultate. Sunt foarte mulți filozofi printre care îi mai enumără și el aici. Bă, este absolut amuzant. Deci râscul ăsta de nu mai poți. Trăiește și zilele noastre Thomas Nagel. Am descoperit o carte, chiar asta, și acum am găsit-o mai nou, nu știu, acum un an, doi, era reeditată la Humanitas. Eu am luat-o, nu știu, în urmă, cu 15 ani, nu mai țin minte, chiar așa se numea. Oare ce înseamnă toate acestea? Mă bucur că s-a reeditat. O ai? Da. Deci dacă vreți cu adevărat să aflați despre, este un metod despre existență, despre sensul vieții, cu umor, cu un umor și cu o simplitate, citiți... Pot să interpretez. Da. Abordează tematica filozofiei din cele mai vechi timpuri până în prezent, chiar, dacă nu chiar în prezent, până în momentul în care își descoperă propriile aturi în filozofie și face sinteza tuturor stilurilor, să zic așa, dar de fapt această sinteză este aparentă, pentru că de fapt își descoperă latura spirituală, spiritual filozofică. Deci e foarte simplă, cartea e foarte simplă, scrisă, se poate citi în tren, se poate citi aproape. Eu am citit în tren. Merită, știi, ca să spui bazele și să găsești umor, pentru că fără umor, deci încă o dată să nu ne mai luăm atât de tare în serios, pentru că este în regulă să citim, să mergem la surse, să ne informăm, să evoluăm, să fim totuși atenți la evoluția personală, cumva, și la celălalt, să nu-l deranjăm, să nu-i facem rău, să nu-l rănim. Asta e de bun simț, fraților. E un manual de filozofie. Dar să te bucuri de viață. După ce, dar să vedeți ce analiză face din aia așa, până la, cum să zic, până la absurd a unor concepte. Până la urmă te aduce tot aici, unde încearcă să te aducă. Deci, ceva, dacă mai, găsiți, mai dacă găsiți un pasaj, unde, ceva. Unde vrea să te aducă și așa, cu ce vrea Dumnezeu de la noi și unde nu v-am dat răspunsul, pentru că este absolut. Doamna Gigi, dacă găsiți un pasaj în carte, citiți un pasaj. Este, da, eu mi-am notat aici la sensul vieții, bineînțeles. E ultimul capitol. Dar este mult prea... filozoful, de fapt, gândește. Asta este treaba lui. Pe el la muză. El și-a făcut o meserie din a gândi.
Eu de-aia v-am spus că o să găsiți mușchi pe creier dacă îmi tăiați aici. Dar numai că mor, vă las. Că am numit foarte mult. Numai că nu era neoclădită să fiu filozof. Eu trebuia să fiu artist. Nu știu ce trebuia să fac, dar eu trebuia doar să mă bucur, să dansez și să cânt, cred. E, acum mai mă bucur, dansez și cânt cu voi pe aici. Mă joc. Așa. Dar filozoful gândește și zice așa. La sensul vieții, nu știu dacă o să reușiți să înțelegeți, nu știu, pasajul, pentru că în filozofie chiar trebuie să iei puțin așa de la concept, de la bază, știi, ca să înțelegi ce vrea să zică. Cu invocarea unui sens religios, zice mai sus, adică ce rost au istoria omenirii, succesiunea generațiilor și altele asemenea. Realizați-vă, acum trebuie într-adevăr să ne aruncăm într-o altă direcție privirea, da? Se întreabă. Dar toate acestea ce rost au? Adică ce rost are până la urmă tot ce se întâmplă? Și de ce ne luăm atât de tare serios? Și de ce dacă ne batem atâta cap în cap? Și de ce avem atâtea frici? Și de ce atâtea conflicte? Și de... Dar și ce rost au toate astea? Pentru că din o perspectivă cosmică, omul ce este? Un praf de stele. Și dacă ai noroc, poate te mai refaci odată și mai fi dacă nu viața s-a terminat. Da? Și de asta se treabă bun. Și dacă tu într-o viață, într-o existență, mă, frate, atâta te zbați, atâta te întrebi, aul nu, să fac, să trec, să am meserii, să am copii, să am familie, să acumulez. E bine, și el ajunge la aceeași concluzie, totuși că nu e degeaba, n-ai venit degeaba aici, ai venit totuși ca să înveți ceva, să experimentezi. Dar nu te mai lua atât în serios, adică ce n-ai, mă, că oricum te duci și devii praf de stele sau cine știe ce. Că acolo la despre moarte muriți de râs. Deci are și capitolul despre moarte. Dar să revenim la sensul vieții. Dar toate acestea ce rost au? Adică ce rost au istoria omenirii, succesiunea generațiilor și altele asemenea? Cu invocarea unui sens religios al vieții lucrurilor stau un pic altfel. Cu invocarea unui sens al vieții lucrurilor stau un pic altfel. Dacă ești credincios, pardon, dacă ești încredințat că sensul vieții tale vine din împlinirea voii lui Dumnezeu care te iubește și din contemplarea lui în eternitate, atunci nu mai pare potrivit să întreb și ce rost au toate astea. Așa ceva se presupune că și are propriul rost. Deci e un rost așa a priori, adică ți se spune că faci voia lui Dumnezeu, punct. Și mai zic ceva la 10 porunci și te-ai scos. Deci, adică e precis știi ce ai de făcut. Sau nu, ce n-ai de făcut, adică să nu faci alea. Și în rest poți să faci orice. Bun, glumă. Și atunci întrebarea asta, ce rost au toate acestea, nu își mai are rost. Dacă faci voia lui Dumnezeu conform Scripturilor. Așa ceva se presupune că și are propriul rost și nu poate avea o țintă exterioară sie. Și numai că tocmai de aceea ridică anumite probleme specifice. Ideea de Dumnezeu pare a fi ideea ceva ce poate explica tot restul. Fără a necesita la rândul său o explicație. Așa e, da? Deci Dumnezeu explică.